găsit tuturor! O zi favorabilă pentru munca intelectuală, pentru studiu și cercetare. Soluțiile nestandardizate au adesea succes, așa că nu vă fie teamă să încercați ceva nou și să depășiți cadrul obișnuit. Simțiți-vă liberi să puteți pune întrebări despre orice vă interesează. Există șansa de a obține informații cu adevărat de neprețuit. Călătoriile sunt benefice, chiar dacă nu au fost planificate în avans, o schimbare de mediu va duce la îmbunătățirea stării de spirit și a bunăstării. Acum să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. O zi bună pentru a arăta inițiativă în afaceri și în viața personală. Ideile tale sunt foarte bune și mulți vor fi gata să participe la implementarea lor. Prin urmare, este în interesul tău să cultivi relații astăzi, care îți pot deschide ușile. Eforturile tale vor fi astfel mai profitabile și vei putea să îți lărgești câmpul de acțiune. Sfatul zilei de astăzi. Nu recurge la nicio extravaganță pentru a atrage atenția celorlalți. Taur și ascendenți în Taur. Orice s-ar întâmpla în jurul tău, rămâi calm și fă ceea ce trebuie. Pentru a avea succes, trebuie să ții emoțiile sub control și să nu cedezi provocărilor. Te vei gândi în acest moment doar să trăiești intens, violent, pasional, oricare ar fi consecințele posibile. Ar fi inutil în aceste condiții să te sfătuiască cineva să eviți o aventură care te va pune într-o situație imposibilă sau să nu te implici în mai multe relații romantice care să-ți facă viața complicată dacă ești singur. În cele din urmă, fiecare este meșterul soartei sale. Gemeni și ascendenți în gemeni. Vei simți că ești pierdut într-un deșert, deoarece nimeni nu pare să te înțeleagă. Nu blestema prea mult, pentru a fi înțeles, încearcă mai întâi să înțelegi pe ceilalți în loc să încerci să îți impui ideile. Nu totul va merge bine. Această zi va fi deosebit de dificilă pentru cei care sunt ocupați cu rezolvarea problemelor financiare. Nu va fi posibil să faci față dificultăților la prima încercare. Sunt posibile dezacorduri cu colegii sau conducerea la locul de muncă. În dispute, uneori îți va fi greu să-ți aperi punctul de vedere, dar în viitorul apropiat se va dovedi că ai avut dreptate. Comunicarea cu cei dragi, de asemenea, va necesita răbdare. Încearcă să nu te enervezi dacă cineva nu va înțelege imediat și va pune prea multe întrebări. Sfatul zilei de astăzi, alungă temerile iraționale, nu când începi să pierzi, ajungi să câștigi. Rac și ascendent în rac, o zi promițătoare, nu-ți abandona planurile, indiferent de evoluția circumstanțelor, iar acest lucru va crește semnificativ șansele de succes. Vei avea chiar mai multe idei originale decât de obicei, iar spiritul tău inventiv va fi admirația și invidia celor din jur. În orice caz, acesta va fi principalul tău atu astăzi și ar trebui să profiți la maxim. Vei putea promova cu succes proiecte creative. Amintește-ți de asemenea că averea îi favorizează pe cei îndrăzneți. Vei putea urca rapid printre rândurile ierarhiei, luând inițiative îndrăznețe. Sfatul zilei de astăzi, nu-ți face griji în continuare despre 1000 de lucruri irelevante. Leu și ascendent în leu. Astăzi trebuie să rezolvi treburile altora, să faci lucruri care nu sunt interesante, dar foarte utile pentru toată lumea. Uranus, expertul surpriză, se va ocupa de sectorul tău de întâlniri. Rezultatul este că viața ta amoroasă nu riscă să genereze monotonie. Dacă trăiești în cuplu, vei fi surprinzător și inventiv, partenerul îți va aprecia toate capriciile, iar dragostea va fi reînnoită. Dacă ești singur,
Bine ai venit într-o lume în care orice este posibil, pentru că numai Uranus te-ar putea face să te topești în fața unui străin cu ochii mari și limpezi și te poate face să-ți dorești să-l urmezi până la capătul lumii. Sfatul zilei de astăzi nu spune altora despre nenorocirile tale. Fecioară și ascendent în fecioară, indiferent de ce se întâmplă astăzi, tu nu trebuie să te panichezi sau să te pierzi. Acolo unde ceilalți sunt nervoși și își pierd capul, tu rămâi calm și faci exact ceea ce trebuie să faci. Ai visat mult timp la avansare. Superiorii tăi știu că meriți pe deplin, dar va trebui să mai aștepți ceva timp înainte de a face pași activi din cauza influenței inhibatoare a lui Pluto. Să știi că timpul lucrează pentru tine chiar acum. Pentru cine știe să aștepte, timpul deschide ușile. Sfatul zilei de astăzi: analizează calm experiențele tale și apoi poți lua măsuri. Balanță și ascendent în balanță. Astăzi nu ești foarte prietenos și aproape toată lumea din jurul tău este gata să suspecteze ceva rău. Dar există motive pentru aceasta. Cei care nu doresc să devină mai activi pot încerca să ridice obstacole în calea ta și să te împiedice să îți implementezi planurile. Va trebui să fii vigilent în problemele financiare. Vei fi înclinat să cheltui prea mult. Folosește-ți voința pentru a nu ceda ispitelor și nu visa. Norocul nu va fi de partea ta în aceste zile pentru a umple golurile. Sfatul zilei de astăzi: nu fi distras de la elementele de bază prin detalii banale. Scorpion și ascendent în Scorpion. O zi bună pentru a face afaceri noi. Principalul lucru este că ar trebui să fie cu adevărat interesant pentru tine. Intuiția îți va spune cum poți obține succesul. Așadar, ai grijă să nu îți încredințezi banii celor care promit că te vor ajuta să faci avere peste noapte. Ferește-te de oamenii cărora le-ai putea expune ușor planurile. Unii ar putea profita de ele și nu vei observa acest lucru decât prea târziu. Sfatul zilei de astăzi: treci peste mici neînțelegeri cu cei pe care îi iubești. Săgetător și ascendent în Săgetător. Nu te grăbi. Orice ai planifica, orice ai face, trebuie să aștepți momentul potrivit pentru a-ți implementa planul. Dacă te vei apuca de treabă prea devreme, îți vei irosi energia. Astăzi, mai mult decât de obicei, ai nevoie de liniște și intimitate. Este mai bine să renunți la participarea la evenimente aglomerate sau, cel puțin, să nu zăbovești mult timp pe ele. Sfatul zilei de astăzi: nu te grăbi cu nimic și dă-ți timp să-ți dai seama ce te motivează cel mai mult. Capricorn și ascendent în Capricorn. Multe întrebări pot fi rezolvate prin păstrarea calmului, dar astăzi vei reacționa foarte brusc la tot ceea ce se întâmplă, te poți enerva sau îți faci griji pentru simple fleacuri. Disputele la locul de muncă sunt posibile și va fi greu de condus în mod constructiv. Ferește-te de oboseală, un ritm de viață agitat, o dietă prea bogată sau prea deficitară în raport cu nevoile reale. Nu este de mirare că, trăind într-o tensiune nervoasă permanentă, atragi mai mult în fiecare zi din rezervele tale și te menții într-o formă artificială datorită stimulentelor precum cafeaua, tutunul și alcoolul, care maschează doar temporar scăderea tonului. Sfatul zilei de astăzi: nu te lăsa să te îndoiești de abilitățile și punctele tale forte. Vărsător și ascendent în Vărsător. Astăzi acționezi așa cum îți spune intuiția și faci ceea ce trebuie. Există șansa de a găsi o cale scurtă și simplă spre succes pentru a realiza ceea ce a fost conceput cu mult timp în urmă. Unul dintre motivele victoriilor tale este abilitatea de a te înțelege cu oamenii, de a-ți atrage de partea ta chiar și pe cei care anterior ți-au susținut răul.
Norocul material de bani va fi de partea ta de această dată. Unele investiții pe termen lung vor începe să dea roade. De asemenea, vei avea ocazia să realizezi o tranzacție financiară bună. Ai grijă, totuși, să nu te lași tentat de achiziții inutile care îți vor încurca prost bugetul. Sfatul zilei de astăzi: nu adăpostire, sentimente vechi, iertarea este mai puțin o problemă morală decât o regulă de aur a unei bune igiene mentale. Pești și ascendenți în pești. Păstrează-ți calmul, astăzi este esențial pentru succes. Este foarte periculos să fii condus de emoții. Sub influența lor comiți acte pe care imediat să le regreți, spui ceea ce nu ar trebui să spui și riști să distrugi ceea ce ai creat cu mare dificultate. Este posibil să întâmpini unele dificultăți financiare, iar venitul tău va scădea ca prin magie. Prin urmare, vei fi forțat să îți strângi centura și mai mult decât ai dori, dar s-ar putea să obții chiar gustul pentru un stil de viață mai auster. Sfatul zilei de astăzi: nu te lăsa prins în capcana unor promisiuni false, al căror singur scop este să-ți adormi neîncrederea și vigilența.